Bună ziua! Astăzi vă prezint moneda de un ban, zisă și Roosevelt Dime. Foarte frumos lucrată, emisă de Statele Unite pe perioada Republicii Federale. Monedă de circulație standard între anii 1965-2024. Compoziție cupru placat cu nichel, greutate 2,268 de grame, diametru 17,91 de milimetri, grosimea 1,35 de milimetri, formă rotundă, orientare aliniere monedă, sus, jos. Pe avers este portretul lui Franklin Roosevelt cu fața la stânga, cel de-al 32-lea președinte al Statelor Unite, din anul 1933 până la moartea sa în anul 1945, însoțit de motoul "În Dumnezeu avem încredere" și înconjurat cu inscripția "Libertate". Anul monedei și sigla monetăriei D și JS, sigla gravolului. Pe verso, în interiorul motoului "E pluribus unum", se află o creangă de măslin, o torță și o creangă de stejar cu simbolul de pace, libertate, victorie. Sunt înconjurate cu valoarea nominală și inscripția "Statele Unite ale Americii". Marginea este striată, având 118 striații. Această monedă este din anul 1974. A fost produsă într-un număr de 571.083.000 de bucăți, cu o valoare nominală de 0,50 de dolari. Se găsește la vânzare cu valori cuprinse între 4 dolari și 10 dolari. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă rog să dați like și subscribe. O zi bună!